Bun găsit la România în bucate! Astăzi gătim o rețetă de zeamă tradițională cu tăieței de casă. Ne aflăm la Orhei, în inima Orheiului, mai exact la Butuceni, iar alături de mine este Stella, care ne va spune toate secretele pentru această rețetă. Stella, te salut și îți mulțumesc că ne-ai oferit astăzi ca gazdă această pensiune și vreau să te întreb dacă e adevărat că atunci când guști această zeamă, neapărat ceri și a doua porție. Asta este adevărat. Noi vă mulțumim că ați ales pensiunea noastră și cu siguranță... Nu plecăm de aici, deci până nu mâncăm toată zeama. Sigur. Hai să vedem de ce ingrediente avem nevoie pentru această zeamă tradițională ca la Butuceni. Mai întâi și întâi de toate avem nevoie, sigur, că de cărniță, de o găină de casă, crescut aici, avem o gospodărie țărănească, unde este crescut cu mare drag de către noi. De către gospodari. La fel, morcov, ceapa, tăiței de casă, care pe parcurs noi o să vă spunem cum se prepară. Uh-huh. Ardei, bușu acru, care îl preparăm, este o rețetă specială. Secretă. Și sigur că verdeața. Și foi de dafin, da? Și foi de dafin când punem cărnița la fiert. Așa. Iată chiar acum apa noastră fierbe și putem să spunem să procedem la lucru. Sigur. Eu între timp ai nevoie de ajutorul meu acolo sau să termin ce putem să ai? Puteți să punem puține sare, o frunză de dafin și pe parcurs o să pregătim toate ingredientele care avem nevoie să facem o zeamă gustoasă. Așa ca la Butuceni. Morcov am pregătit, ardei am pregătit, pregătim și tăiței. Okay. Tăiței de obicei noi îi facem și la moment, dar fiind dat că noi avem o pensiune destul de mărișoară și chiar ne mândrim cu asta, putem să facem și din timp. Iată, dacă... Așa e în televiziune, uneori nu le mai reușești pe toate, mai facem lucrurile din timp, dar vouă neapărat vă zicem rețeta să încercați și voi acești tăiței. Sigur că avem ouăle de casă. Așa, am pus un ou, 2-3, în dependență de cantitatea zamei. Am făcut alatul din tăiței, eu l-am făcut, Stella m-a ajutat un pic. Al nostru însă este gata, tăiței noștri sunt gata, dar vreau să aflu ce se întâmplă cu găina noastră, pentru că am înțeles că e una tânără. Acuși vedem. Probabil este fiartă deja. Iată și morcovul este deja pregătit. Ce culoare frumoasă! Eu între timp o să le dau pe astea aici. Cărnița noastră este deja fiartă. Cărnița este fiartă. Putem să punem ardeiul, morcovul și să fiarbă împreună cu cărnița. Bine. Ardeiul îl punem acolo sau îl punem direct în zeamă? Direct în zeamă. Ce bine miroase. Miroase a zeamă de casă, miroase a zeamă de Butuceni. Stella deja a început să taie verdeața. Vreau să văd dacă pot și eu să te ajut. Puteți să tăieți puțină verdeață, nu o să avem nevoie de toată. O cantitate mai micuță, fiindcă noi astăzi nu o să facem atât de mult cum facem noi de obicei. Așa. O să facem așa ca pentru o familie, pentru 4-5 persoane sau... Noi știm cu toții că zeama nu se mănâncă doar la moment. Da, mai rămâne și mâine. Mai rămâne și mâine. Stella, cât am discutat noi, uite că zeama. Oi. Zeama noastră o să iasă tulburi atunci. Nu, cu siguranță o să fie bine. Dumneavoastră puteți să puneți leușteanu. Da? Între timp eu mă stup gaura. Așa. Așa. Îmi place procesul ăsta, nu știu. Și o lăsăm iată așa pe plită să fiarbă chiar și la jumate de oră ca ea să coace și îi dă un gust. Eu credeam că deja e gata. De Butuceni. Bine. Eu nu cred că mai aștept jumătate de oră, zic să o gustăm acum pentru că mi se face foame și poftă deja. Haideți chiar sunt curioasă ce gustare. Haideți să gustăm. Terminăm acum. Uitați-vă. Și apropo, priviți ce tăiței mărunți.
arată tare estetic. Cât de frumos arată. Nu știu, bucată de cărniță. Uitați-vă cât de frumos arată zămășoara noastră. Colorată. Încolorată. Și cât de frumos arată în farfuriile noastre autohtone. Da, apropo, și farfuriile sunt tradiționale, specifice Moldovei, specifice Rohiei, Butăceni. Iată, în așa veselă, bucatele chiar au un gust specific și zămășoara noastră nu se răcește atât de repede. Ce urmează acum să facem? Să gustăm? Să gustăm cu, nu știu, o bucată de pâine? La dorința dumneavoastră, sau cu pâine, sau cu pesmeț. Pesmeții deja i-am văzut. Cum arată, sunt curioasă cum ce gustai o bucată de pâine. Așa. Este o bucată de pâine chiar proaspătă, puteți să o pipăiți. Foarte gustoasă, ea crâșoară. Simte gustul de leuștean și simte gustul și de carne și de legume. Neapărat să încerce și cei de acasă această rețetă. Stela, ție îți mulțumesc. Cu drag. Am învățat astăzi să gătesc și tăiței de casă și zeamă de casă. Și neapărat știi că mă voi întoarce la tine cu alte idei pentru alte rețete. Iar voi, dragi telespectatori, neapărat să încercați această rețetă de zeamă cu tăiței de casă ca la Butuceni și să ne spuneți dacă v-a plăcut. Să aveți poftă!